anului în una dintre cele mai puternice furtuni care au lovit vreodată Statele Unite a provocat inundații catastrofale și pene de curent la scară largă în sud-vestul Floridei. Pagubele produse sunt uriașe și vorbim despre zeci de mii de sinistrați. Rafalele de vânt au atins și peste 240 de km pe oră înainte să se mai domolească odată cu înaintarea pe uscat. Apa a fost împinsă cu atât de multă forță de rafale, iar oamenii au rămas blocați în propriile case. Aproape 2 milioane de oameni au rămas fără curent electric în Florida din cauza uraganului Ian. Serviciile de urgență au primit numeroase apeluri de la oameni prinși în casele în care a năvălit apa. Președintele Joe Biden a aprobat un ajutor federal de urgență pentru 24 dintre cele 67 de comitate din Florida. În plus, în zonele afectate au fost trimiși 3.000 de membri ai Gărzii Naționale. În ultimele ore, uraganul a mai pierdut din forță, devenind o furtună tropicală cu rafale de vânt de aproape 150 de km pe oră. Acum se îndreaptă spre nord. Georgia și Carolina de Sud ar putea fi următoarele ținte, spun meteorologii americani. Zilele trecute, uraganul Ian a trecut și pe lângă Cuba, unde a luat două vieți și a distrus rețeaua electrică națională.